În acest episod avem câteva povești inspiraționale pentru ziua de luni, în mod principal lunea le pun. Începe săptămâna, începe stresul, depresia, toată lumea de-abia așteaptă ziua de vineri. Sper să vă dea un start bun. Haideți să începem, iar prima poveste se numește Broscuța Nehotărâtă. Sunt destul de sigur că știți această poveste. Odată, o broască a căzut într-un vas de apă călduță. Vasul cu apă era pe sobă, dar broscuța nu a sărit imediat din vas pentru că a zis, măi, nu este atât de caldă apa, rezist. Și a rămas acolo. Pe măsură ce temperatura apei a început să crească, broscuța a reușit să-și ajusteze temperatura corpului în conformitate. Și a rămas, deși a văzut dovezile care arată că temperatura apei crește, a rămas acolo. Totuși, pe măsură ce apa se apropia de punctul de fierbere, broscuța nu a mai putut să ajusteze temperatura corpului, să-și o mențină în conformitate cu temperatura apei. În acest moment, a încercat să sară din vas, dar temperatura a crescut mai repede decât s-a așteptat și a început să fiarbă. Desigur, această creștere a temperaturii nu a putut să fie suportată de broscuță și nu a supraviețuit. Cine a fost de vină pentru eșecul broscuței? Apa sau broscuța? Morala poveștii este una dintre moralele pe care îmi impun să le învăț cel mai puternic și pe care cred că oricine ar trebui să le știe. Câteodată în viață, lucrurile nu se întâmplă exact așa cum am vrea să fie. De asemenea, lucrurile nu se degradează dintr-o dată, nu se trage semnalul de alarmă de la primul incident nefericit, ci situația crește gradat. Noi ne ajustăm așteptările la noua situație de nefericire, în ciuda faptului că este important să te pui în mișcare, să treci la acțiune de la început, să confrunți problema de când este doar călduță. Broscuța din poveste a fost nehotărâtă, poate chiar căpoasă, și în loc să sară din apă imediat, a așteptat până când nu a mai putut să suporte căldura și a murit în proces. Este foarte important să știm când să ne ajustăm acțiunile la situația în care ne aflăm și să ne punem în mișcare înainte de a fi mult prea târziu. Această morală se aplică peste tot. Ai un partener abuziv, nu aștepta să fii lovită de 20 de ori. O singură dată e suficient. Ai un vecin enervant, nu aștepta cu ani. Prima oară când dat muzica prea tare, atunci acționezi. Pentru că dacă îl lași de mai multe ori, are impresia că nu te deranjează. Copilul care te sâcâie una într-una, el doar testează limitele, arată-i care sunt de la început. Pentru că, în final, dacă ceva nu merge conform planurilor tale, dar tu nici nu îți prezinți planurile, tu ești și de vină și cel care suportă consecințele. Următoarea poveste se numește Pisica în groapă. Într-o zi, un bărbat se plimba printr-un parc și dintr-o dată a văzut o pisicuță blocată într-o gaură. Sărmanul animal se chinuia să iasă afară, așa că omul a venit, a întins mâna să ajute pisica să iasă afară. Aceasta, din păcate, imediat l-a zgâriat de teamă. Nu știa ce intenții are, a crezut că vrea să îl prindă, să îl rănească, să îl omoare. Omul și-a tras speriat mâna, a strigat de durere, dar nu s-a oprit. A încercat din nou, a întins mâna să o ajute pe pisică să iasă. Aceasta a făcut același lucru ca mai devreme, l-a zgâriat. Și un bărbat din distanță se uita la toată situația și a strigat, surprins, ce faci? Oprește-te, lasă pisoiul în pace. Iese singur dacă nu iese, dar măcar nu te mai zgâri degeaba. Lasă-l dacă nu-l duce capul să vadă că vrei să-l ajuți. Dar bărbatul nostru nu i-a păsat de remarca sarcastică, ci a continuat să încerce să-i salveze viața pisicului până a reușit. După aceea s-a apropiat de bărbat și a zis, fiule, este instinctul pisicii să mă atace pentru a se proteja. Și este slujba mea să am grijă de pisică și să o salvez. Morala poveștii spune că trebuie să tratezi pe toată lumea cu respect și bunătate, dar să nu te aștepți să fii tratat înapoi cu respect și bunătate. Lumea nu-ți știe intențiile. Tratamentul pe care îl oferi nu-ți este asigurat înapoi. Nu putem să controlăm cum reacționează alți oameni, nu știm cât de proastă a fost ziua vânzătorului care a reacționat prost la magazin în fața ta. Singurul lucru pe care putem controla sunt acțiunile noastre, cele pe care noi le facem. Următoarea poveste se numește Încă 5 minute. Tot în parc, o femeie stătea jos lângă un bărbat la un loc de joacă. Băiatul acela de acolo e fiul meu, a zis femeia, arătând spre un băiețel cu un plovăr albastru care se dădea pe un tobogan. Da, aveți un băiețel foarte frumos, a spus bărbatul. Aceea este fetița mea care se dădea în leagăn, cea cu rochița albă. Apoi s-a uitat la ceas și bărbatul a strigat-o pe fiică sa. Ce zici, Iulia, nu vrei să plecăm? Iulia a zis, mai vreau să stau 5 minute, te rog, doar 5 minute. Bărbatul a dat din cap și Iulia a continuat să se dea în leagăn. Cele 5 minute au trecut și tatăl s-a ridicat și a strigat din nou, putem să plecăm acum? Iulia striga din nou, încă 5 minute, doar 5 minute. Bărbatul a zâmbit și a zis, ok, încă 5 minute.
Femeia de lângă i-a zis, da, ești un bărbat tare răbdător. Acesta a zâmbit și i-a zis, fratele mai mare, Andrei, a fost călcat de un șofer beat anul trecut, în timp ce se dădea cu bicicleta în zonă. N-am stat destul de mult timp cu Andrei și acum aș da orice pentru încă 5 minute cu el. Așa că mi-am jurat că niciodată nu voi face aceeași greșeală cu Iulia. Crede că mai are 5 minute să se dea pe leagăn, dar în realitate eu mai am 5 minute să o văd cum se dă în leagăn. Morala spune că în viață situațiile neprevăzute apar, viața e un haos, dar câtă vreme ți-ai pus prioritățile într-o ordine corectă, vei putea să te bucuri la maxim de viață și de muncă. În această poveste am învățat că familia ar trebui să fie ca prioritate în top și după aceea să urmeze restul. Indiferent cât de ocupat ești sau cât de grea îți este viața, locul de muncă, nu uita să-ți petreci timpul valoros și bun cu oamenii care contează cel mai mult pentru tine. Următoarea poveste se numește Muncitorul Inteligent. A fost odată ca niciodată un pădurar foarte puternic. Acesta și-a găsit un loc de muncă la un gater, plata era foarte bună, condițiile de muncă foarte bune și din acest motiv pădurarul nostru a depus tot efortul pentru a fi cel mai bun la locul lui de muncă. Șeful i-a dat un topor, i-a arătat zona în care trebuia să taie copacii, iar în prima zi tăietorul nostru de lemne a tăiat 20 de copaci. Bravo, i-a zis șeful, tot în direcția aia. Foarte motivat de încurajarea șefului, tăietorul nostru de copaci a muncit și mai mult a doua zi, dar a tăiat doar 15 copaci. A treia zi a încercat și mai tare, tăind doar 10 și zi după zi aducea tot mai puțin copaci și mai multă muncă. Cred că îmi pierd puterile, a zis tăietorul. S-a dus la șef și a cerut scuze, i-a spus că nu înțelege ce se întâmplă. Muncește 5 ori mai mult și tot copaci mai puțin sunt. Când ai ascuțit ultima oară toporul? A întrebat șeful. S-a ascut? N-am timp să ascut toporul, dorm și tai, dorm și tai. Am fost foarte ocupat. Morala poveștii, deodată munca intensă și etică nu este suficientă pentru atingerea succesului. Trebuie să muncești și inteligent. Tăietorul nostru de lemne din poveste dovedește faptul că persoana cea mai bună pentru un loc de muncă, dacă nu are și o atitudine perfectă, ajustată, nu va avea succes în ce încearcă să facă. Însă muncind mereu la aptitudinile tale, luând o pauză, odihnindu-te, găsind strategii mai bune pentru a tăia același copac, vei reuși să o faci din ce în ce mai bine. Următoarea poveste avem pe Les Brown și momentul său de Evrica. El este unul dintre cei mai mari vorbitori motivaționali din lume. Este un lider în găsirea scopurilor, în îmbunătățirea oamenilor, dar nu a pornit așa. S-a născut în Miami, pe podeaua unei clădiri abandonată, s-a născut și a trăit în sărăcie în toată viața, nici la școală n-a fost un student nici măcar mediocru, i s-a spus din școală că are deficiență mentală în educație de către profesorii mai inteligenți și a fost chiar dat din clasa 6 în clasa 5. Mai mult de atât, avea un frate geamăn care era incredibil de inteligent și el chiar a primit numele de GS, geamănul slab. Într-o zi, o profesoară l-a întrebat dacă poate să rezolve o problemă de pe tablă, dar Les a refuzat să încerce, spunând că nu pot. Profesoarea a zis, desigur că poți. Hai tinere, ridică-te și rezolvă problema asta. Dar nu pot, doamnă, sunt ineducabil mental. Toată clasa a râs, dar profesoara a venit, l-a luat de umăr, l-a tras în fața clasei și a zis, nu mai spune asta niciodată. Opinia altcuiva despre tine nu trebuie să fie realitatea ta. Les nu a uitat niciodată aceste cuvinte și și-a petrecut tot restul vieții încercând să treacă peste toate minusurile care au fost scrise. Și-a urmat scopurile cu pasiune și toată puterea și datorită cuvintelor spuse de profesoara ei și momentul acela de click care s-a făcut în creier, a ajuns la succes și trăiește fraza pentru care este faimos în toată lumea, tu ai toată măreția în tine. Iar la final avem șoricelul lacom. Un șoricel lacom a văzut un coș plin cu porumb. A vrut să mănânce tot porumbul, așa că a făcut o gaură mică în coș, a intrat și a început să mănânce tot. A mâncat până s-a umplut, dădea să crape, foarte fericit, s-a bătut pe burtă și a plecat. Doar că gaura pe care o făcuse era mai mică, era cât corpul lui înainte de a se umfla. A încercat să treacă pe acolo, dar nu a putut. A început să plângă, iar un iepure a trecut pe lângă el, i-a auzit plânsul și a întrebat, de ce plângi, prietenul meu rozător? Și orice l-a explicat, am făcut gaura prea mică atunci când am intrat să mănânc porumbul. Acum nu mai pot să ies. Ai mâncat prea mult. Așteaptă până când te dezumfli. Mai încearcă o dată. Iepurașul râzând a mers mai departe. Și orice s-a pus la nani, a trezit a doua dimineață, burta nu mai era umflată, dar era foame. A vrut să mânce niște porumb, a uitat de problema lui cu ieșitul, s-a umflat din nou. După ce a mâncat și a adus aminte că nu mai are cum să scape și a zis ok, ies mâine. Între timp o pisică a trecut prin zonă, a mirosit șoricelul, a ridicat capacul de pe coș și l-a mâncat pe șoricel. Morala poveștii? Avariția poate să-ți aducă sfârșit
sfârșitul. E important să ai succes în ceea ce faci, dar nu fi prea avar atât de mult încât să strângi tot și să nu mai lași nimic pentru nimeni. Nu fi ca acest șoricel care a lăsat lucrurile pe care le acumulase să-l blocheze de la a merge mai departe în viață. S-a închis singur într-o capcană, s-a închis singur în închisoare. O altă morală a poveștii este cu privire la când ești blocat în aceeași rutină a vieții. Poate să fie un pas bun, poate să fie un pas confortabil, poți să ai un loc de muncă bun care să te mulțumească economic, dar în același timp poate să fie o capcană pentru visul pe care l-ai, pentru viața pe care ai vrea să o trăiești. Nu lăsa burta plină să te blocheze de la a merge mai departe. Și cu acest ultim mesaj, sper că v-a plăcut și această poveste. Știu că există o fabulă și în românește, dar mi-a plăcut și cea cu șoricelul. Mă bucur că vă plac aceste povești și că mai ales lunea vă ajută să treceți peste deprimarea de la locul de muncă. Acum nu spun să vă dați toți demisia pentru a vă urmări visurile, dar n-ar fi un lucru atât de rău dacă ești nefericit să îți urmezi pasiunile, pentru că poți să ajungi la excelență și făcând ce-ți place. Muncitul în final trebuie să fie o activitate pe care o iubești, din care reușești să și trăiești. Nu trebuie să-ți faci casă de sute de mii de euro pentru a te alinia așteptărilor societății românești. Fericirea ta este cea mai importantă. Îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Sper să ai o zi frumoasă mai departe. Nu uita de share, like și abonare, clopoțelul de notificare, membru dacă vrei să fii. Eu sunt Alex Cozma și până data viitoare urmează-ți visul.